O veste neașteptată avea să tulbure sâmbătă dimineața liniștea locuitorilor orașului Rovinari. Primarul localității, Dorin Filip, a fost găsit fără viață în camera de hotel din Tulcea, unde urma să participe la o ședință cu primarii din alte localități. Șoferul a fost cel care a dat peste imaginea de coșmar, iar vestea a șocat o lume întreagă. Sicriul cu trupul neînsuflețit al primarului Filip a fost depus la catedrala din Rovinari pentru ca oamenii să-și poată lua adio de la cel care i-a condus mai bine de un deceniu. Oamenii au depus flori și au aprins o lumânare la căpătuiul acestuia. Un om deosebit, spuse, n-a avut Rovinari și nu cred că o să aibă vreodată așa ceva. Un om plin de laudă față de orașul Rovinari, care și-a dat interesul și-a adus tot aportul de aia. Se vede ce s-a făcut. În oraș, astăzi, o liniște apăsătoare. Oamenii povesteau în șoaptă despre tragedie și nu-și pot închipui nici acum că primarul care până mai ieri îi ajuta cu orice problemă nu va mai fi prezent la primărie. Ca primar a fost un om nemaipomenit, un primar nemaipomenit, dar nu știu ce se întâmplă acum, chiar că nu realizez ce se va întâmpla. Că cel puțin ce a fost făcut pe aici, în Rovinari, nu știu care o mai realiza așa ceva. Păi a făcut parcuri, a făcut aici trătuarele, a făcut foarte multe. Da. Veți mai avea un primar? Nu cred. Nu cred că vom mai avea. Noi sperăm să avem, dar nu cred. Înmormântarea va avea loc mâine în satul natal Botorogi.